arăt astăzi, cum am spus, fiindcă am dorit să pot să arăt în special despre ce înseamnă să poți să cauți informație care să fie corectă și validă și să poată să se regăsească undeva, să încercăm să ne luptăm împotriva acestei dezinformări și am să încep mai întâi cu partea științifică sau de cercetare, dar nu numai, pentru că caută articole peste tot. Este o unealtă Scholar Google, scholar.google.com. Colegii mei vor pune în chat toate aceste linkuri, deci nu trebuie să vă agitați că unde sunt. Sunt convinsă că poate mulți dintre voi le și cunoașteți. Ea are foarte multe facilități. Eu am să prezint foarte pe scurt. Am și făcut această căutare tocmai pentru a putea merge mult mai repede înainte și a fi cât mai operativ. Am căutat cu Women in Science, am căutat în engleză pentru a putea avea cât mai multe rezultate. Puteți să căutați și în limba română și în alte limbi, fiindcă rezultatele vor veni poate nu atât de multe ca și în limba engleză. Scholar Google caută în toate bazele de date care au validitate academică, științifică, de cercetare, dar nu numai. Caută în bazele de date care sunt validate prin recenzori independenți. Deci absolut acolo unde se publică, nu doar din voința fiecăruia, ci fiindcă acea dorință și acel articol sau acea notificare sau lege sau informație a fost verificată de cel puțin două, să zicem, doi recenzori independenți, fie că sunt umani uneori și automați, este indexată de către Scholar Google. De aceea informațiile de aici sunt mult mai reale, mult mai apropiate de adevăr și vă recomand cu tărie să căutați aici mai întâi când doriți să aflați informații reale. Căutând după Women in Science, am văzut de fapt care sunt subiectele cele mai importante întotdeauna când vorbim despre femei în știință și articolele care sunt citate. Women in Science, și n-am să fac aici o lectură clară cum se indexează informația în Scholar Google, vreau doar să vă arăt că întotdeauna rezultatele sunt date prin câteva funcții. Bineînțeles că există funcția de save, care atunci când ești activat cu profilul tău de Google, ea se salvează într-o bibliotecă, într-un library personalizat. Există posibilitatea de a-l cita în funcție de standardele cele mai cunoscute și de a salva în funcție de referințele și de uneltele software digitale care indică cel mai ușor referințele pentru includerea lor în lucrări științifice, în articole, în lucrări studențești, în partea de lucrare de licență sau de disertație sau inclusiv în lucrările care se pot finaliza pentru anumite, pentru cei de la liceu, de exemplu, sau așa ceva, fie că finalizează o teză sau duc spre validitatea, să zicem, înainte de bacalaureat. Și această informare care ți-o poate da, ți-o validează și cei care citează. Poți să vezi care sunt lucrările în relație directă cu lucrarea pe care ai văzut-o și poți să cauți doar în articolele citate sau poți, bineînțeles, să vezi și alte articole care sunt în relație cu acestea, care nu neapărat doar citează acest articol, ci care efectiv duc mai departe informația care există în primul articol și toate versiunile care sunt publice pe web. De ce sunt importante aceste versiuni publice pe web? Pentru că, din păcate, chit că promovăm puternic accesul deschis la cunoaștere, la știință, fie prin Open Science sau prin Open Education, nu toate se regăsesc la liber, deci le poți accesa ușor și atunci foarte multe le poți găsi ca și indicații unde se găsesc ele și se pot accesa ușor. Cele care sunt indicate în partea dreaptă a ecranului sunt cele unde poți să vezi efectiv articolul la liber. Exact așa cum eu am selectat, de exemplu, cel de-al doilea articol din listă, unde pot să văd exact articolul în sursa primară de publicare și după aceea pot să accesez articolul și să-l pot citi, să-l pot valida, să pot să citesc. Este un raport, un articol foarte, foarte interesant, care mie mi-a plăcut destul de mult când a fost publicat și care cred că își are rolul să poți să citești despre de ce femeile lucrează atât de și care este interesul în știință și în matematică. Fiindcă vorbim de această parte de cum poți să accesezi informație, cred că este foarte important să ne uităm și cum poți să faci acest lucru din punct de vedere al campaniilor pe care Uniunea Europeană le face în zona digitală, mai ales fiindcă acolo
căutarea de informații și validitatea informațiilor și corectitudinea lor este poate cel mai greu de făcut și acest site al Comisiei Europene, care se ocupă în special de dezinformarea în modul online, are acces sau legătură directă la foarte multe campanii și informații pe care le oferă Uniunea Europeană, inclusiv acest action plan, acest plan de acțiune, care ne arată ce au încercat să facă în ultima perioadă toate, să zicem, entitățile care lucrează în zona de Uniune de dezinformare. Aici este o carte care este dedicată dezinformării și copiilor, mai ales și tinerilor, care a fost publicată, un raport care a fost publicat recent, la sfârșitul lui 2021, și care îți arată cum poți să faci activități de, din păcate, da, mi se spune că se aude mult mai încet, am să încerc să reușesc să rezolv problema, fiindcă căștile mele m-au părăsit și voi trece pe display. Da, să fiu sigură că în acest moment m-auziți destul de bine, sper, da? Ceva mai bine, sper, decât până acum și că putem să continuăm cu prezentarea. Și că astfel puteți să vedeți că, de fapt, acest raport, care este realizat tot cu finanțare dintr-un proiect european, poate să vă arate ce puteți să faceți cu copiii de la diverse vârste, cu tinerii, cu adolescenții, în modul de a le dezvolta gândirea tehnică și de a lupta împotriva dezinformării. În română și în România, Centrul pentru Jurnalism Independent validează foarte multe ghiduri și foarte multe cursuri online care vorbesc despre drepturile și siguranța copiilor în mediul online, pe care vă rog să le descărcați aceste ghiduri și să le puteți valida și citi și cum puteți să lucrați și să faceți tot felul de activități cu elevii, cu copiii, cu studenții, încât să ajungă să înțeleagă cum pot să înțeleagă și să identifice care este o știre falsă, care este informația adevărată, fiindcă acest lucru a devenit o competență digitală de bază în secolul 21 și mai ales în aceste vremuri pe care noi le trăim.